Scripetele. Tipuri de scripeți. Material pentru fizică, clasa a 7-a. Ce este scripetele? Scripetele este o roată crestată pe margine, prin a cărei crestătură este de obicei trecut un lanț sau un cablu, o sfoară. Roata noastră se rotește în jurul unui ax, continuat de obicei cu o furcă și cu un cârlig. În funcție de așezarea scripetelui și modul lui de funcționare, identificăm trei tipuri de scripeți. Scripetele fix este suspendat cu furca de oglindă. La unul dintre capetele cablului acționează forța de greutate a corpului care trebuie ridicat, iar la celălalt capăt acționează forța activă. Ambele forțe au același sens. Scripetele mobil, pe de altă parte, are cablul fixat la un capăt de oglindă, de furca cu cârlig este suspendat corpul care trebuie ridicat, iar la celălalt capăt al cablului acționează forța activă de sens opus greutății corpului ridicat. Al treilea tip de scripeți, scripetele compus, are în alcătuirea sa doi sau mai mulți scripeți mobili sau fixi, și îmbină ambele avantajele atât de la scripetele fix cât și de la scripetele mobil, avantaje pe care le vom descoperi în continuare. Scripetele fix. Să analizăm mai întâi scripetele fix. Am trasat diametrul orizontal prin axul de rotație și dacă voi nota cu A punctul de aplicație al forței active, cu B, punctul de aplicație al forței rezistente, și cu O, axul de rotație în jurul căruia scripetele nostru se mișcă, observăm că scripetele fix seamănă foarte mult, ați ghicit, cu pârghia de tip 1. Înseamnă că putem aplica legea lui Arhimede pentru o pârghie în echilibru, care spune că raportul forțelor este egal cu raportul invers al brațelor, adică F supra R egal cu BR supra BF. Identificăm pe desen brațele forței active, adică OA, care este chiar raza scripetelui, brațul forței rezistente, OB, care și el este egal tot cu raza scripetelui, și făcând raportul celor două, descoperim că obținem 1. Acest lucru înseamnă că scripetele fix nu modifică în mărime efortul, dar totuși, el prezintă avantajul că pot schimba în mod convenabil direcția forței active. De exemplu, forța activă poate acționa oblic sau chiar orizontal, bineînțeles acest lucru transpunându-se în modificarea direcției cablului. Scripetele mobil. Analizăm în continuare scripetele mobil, din nou vom nota cu A punctul de aplicație al forței active, forța de greutate se transmite prin intermediul furcii și ajunge în centru la axul scripetelui, iar
Punctul în jurul căruia se rotește scripetele este pe marginea scripetelui. Uitându-ne din nou cu atenție la această reprezentare schematică, observăm că de data aceasta scripetele nostru seamănă cu o pârghie de tip 2. Vom aplica din nou legea lui Arhimede pentru o pârghie în echilibru. F supra R egal BR supra BF. Identificăm din nou. Brațul forței rezistente este un R, pentru că este OB, iar pentru OA vom avea două raze ale discului. Deci avem R supra 2R. Simplificând, obținem raportul 1 pe 2. Acest lucru ne arată că scripetele nostru înjumătățește efortul, raportul celor două forțe fiind egal cu 1 pe 2. Scripetele compus. Să analizăm acum scripetele compus. Așa cum am spus, el poate fi alcătuit din doi sau mai mulți scripeți și îmbină avantajele celor două tipuri, adică putem modifica în mod convenabil direcția forței active, dar vom putea să micșorăm efortul. O să vedem, cu cât folosim mai mulți scripeți în combinațiile noastre, cu atât efortul scade. Și vom face imediat o comparație între ridicarea unui corp de 1 kg cu un scripete fix, apoi ridicarea cu un scripete compus care are un scripete fix și unul mobil. Continuăm demonstrația noastră cu doi scripeți fixi și unul mobil. Și în sfârșit vom avea doi scripeți fixi și doi mobili. După cum observați, efortul este din ce în ce mai mic, obținând rezultate mai bune cu cât adăugăm mai mulți scripeți. Caută informații din mai multe surse și realizează un referat cu titlul Scripeții în viața reală. Succes!